Mormânt profanat în cimitirul din Copăcioasa, polițiștii sunt în alertă după ce cavoul unui fost marinar a fost spart azi noapte de hoți. Localnicii spun că infractorii au intrat mai întâi în biserică și au sustras din casa domnului mai multe obiecte pe care le-au uitat lângă sicriul în care ar fi căutat dinți de aur și alte bunuri de valoare. Gregar Marcel, deci moare pe 20.10.2014, caz recent de 6, 7, 8 luni de zile și cred că asta au căutat obiectul gaur. Fiul marinarului îngropat în luna octombrie anului trecut în cimitirul de la Copăcioasa a sunat la 112 după ce a observat că lacătul pus pe cavou a fost spart, iar cărămizile de la mormântul tatălui său au fost îndepărtate. Polițiștii din cadrul postului de poliție Scoarța au fost sesizați de un bărbat de 33 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, cu privire la faptul că de la mormântul tatălui său, din cimitirul bisericii Copăcioasa, au fost dislocate cărămizi fără a fi sustrase bunuri. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte. Cercetările arată că infractorii s-au oprit mai întâi la biserică. După ce au intrat în biserică, hoții s-au oprit la unul dintre cele mai impunătoare cavouri din cimitirul de la Copăcioasa. Localnicii spun că aceștia au vrut să afle dacă fostul marinar avea bunuri de valoare în tron. Clopotarul bisericii susține că obiectele furate din casa domnului au fost găsite lângă sicriu. A fost capacul ridicat și că ar fi găsit cele două obiecte ale pentru Sfânta Împărtășanie, din altar, erau căzute acolo. Din biserică s-a furat copia care o, care o folosește la Sfânta Împărtășanie și cu lingurița care... Și că ăstea le-ar fi găsit acolo, pe un coșciug. Astuia l-a ridicat, cine a furat, cine a spart, a ridicat coșciugul sus și le-a găsit acolo. Localnicii au acum o singură curiozitate. Să văd cine sunt ăia care a făcut gestul ăsta. Ce pedeapsă merită? Aoleu! Încă ce pedeapsă, mai ales la biserică. Hai că ni la o casă de om, la nu știu ce, nu cum e, dar la biserică. La biserică nu concep treaba asta. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte și îi caută pe autorii acestei fapte. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.